Bună ziua! Invitatul interviurilor PS News de astăzi este senatorul Șerban Nicolae, de la PSD. Bună ziua, domnule senator! Bine ați venit! Cu drag, v-ați reîntors în studioul nostru, ceea ce înseamnă că n-a fost așa rău prima dată. Înseamnă că sunt recidivist. Sunteți recidivist. Prima întrebare de astăzi se leagă de candidatura dumneavoastră și anume, sunteți senator de Mehedinți, dar candidați la Senat din partea Organizației de București. Care este explicația? Este simplă, chiar dacă la prima vedere seamănă așa, nu a traseism politic, ci a traseism geografic. În partid. Dar ca un om care îndrăzește să creadă în România, mă simt acasă oriunde pe teritoriul țării mele. De fapt, e mai simplu. E o revenire la firesc. Sunt bucureștean, din tată, din bunic bucureștean și am fost, bineînțeles, din 1990 membru al acestui partid în București. S-a întâmplat de două ori să fiu senator reprezentând alte județe, respectiv în 2004 până în 2008 am fost senator de Ialomița. A fost atunci o discuție, eram ministru în guvernul Năstase, s-a spus că e nevoie de o formă de sprijin pentru organizația de acolo, să depășim 50% pe plan local. Mă rog, m-am încadrat, am depășit obiectivul propus. În 2012 însă a fost altceva. Organizația de la Mehedinți m-a solicitat în mod expres, aveau nevoie de un om cu oarecare vizibilitate, spuneau ei cu experiență politică, pentru că urma să mă confrunt cu Stănișoara, cu Mihai Stănișoara. Fost consilier prezidențial, ministrul apărării, proprietarul celui mai important rus de presă local, un om cu potență financiară și cu o serie întreagă de relații în funcție pe colegiul respectiv ca senator și au spus, domnule, nu avem pe plan local unul care să fie capabil să se bată de la egal la egal cu Stănișoara. Victor Ponta, din ce am înțeles, nu a fost de acord într-o primă fază. Ulterior, la presiune celor de la Mehedinți și după ce s-au respins alte variante propuse de Victor, a fost de acord să mă duc eu acolo. Lucrurile s-au simplificat chiar și pentru mine în momentul în care Mihai Stănișoara a anunțat, după ce mi-am anunțat eu candidatura, la o zi sau două, a anunțat că nu mai candidează la Senat, va candida la deputați, deci nu mai ne confruntam în mod direct. Acum s-a pus problema că nu mai e cazul să mă mențin cu candidatura la Mehedinți. Liviu Dragnea, președintele partidului, a spus de la bun început că fac parte din cei de care are nevoie partidul în legislatura următoare și mi-a spus că ar vrea, dacă nu am nimic împotrivă, să revin la București. Colegii de la București mă cunosc, mă știu. Asta de 27 vreau să continui întrebarea. Ați spus că Liviu Dragnea v-a solicitat. Asta ce înseamnă? Că Liviu Dragnea v-a solicitat și v-a pus pe listă la București sau o organizație anume de sector a spus îl vrem pe Șerban Nicolae? Nu, a fost în felul următor. În mod normal, fiind senator de Mehedinți, încă din 2012 mi-am făcut transferul în mod formal de membru de partid la Mehedinți și am plătit cotizația acolo, am participat la toate ședințele cele care sunt statutare la organizația PSD Mehedinți. M-am înțeles foarte bine cu colegii de acolo, am avut o atmosferă chiar foarte, foarte bună și campania a fost bună, relația cu primarii, cu șefii de organizație, cu activiștii noștri de acolo a fost una foarte bună. Mi-a adus aminte mie, așa care sunt mai bătrân în politica românească post-decembristă, de atmosfera din anii 90-92, când era destul de mare entuziasmul pentru politică. Și atunci n-aș fi vrut neapărat să plec de la organizația PSD Mehedinți. Dar au fost niște discuții, niște tatunări din partea celor de la București care mi-au spus, domnule, bun, acum se revine la votul pe listă. Tu ești totuși bucureștean, ești membru nostru, chiar dacă formal te-ai dus 4 ani la Mehedinți, dacă te-ar interesa. Și au fost două organizații, membri în principal din două organizații, de la sectorul 4 și de la sectorul 2. La sectorul 2 am fost totdeauna membru la PSD sectorul 2, mai puțin acest interval de care am amintit. Cu cei de la sectorul 4 am avut o relație foarte bună, mai ales după preluarea organizației de către actualul primar Daniel Băluță. Și propunerea a venit de la ei. Propunerea a venit de la cei de la sectorul 4. Liviu Dragnea și el era de părere că ar trebui să mă întorc la București, mai ales că în ultima perioadă, dincolo de ceea ce fac în Parlament, Parlamentul e tot în București, o bună parte din activitatea mea publică a fost și a de comunicare, de comunicator politic. Lucru care se petrece tot la televiziunile bucureștene sau în orice caz în relația cu media din capitală. Și atunci, într-un fel,
s-a gândit în termenii ăștia, dom'le, ești mult mai util la București, ești și de aici, ți-e și mai comod, lucrurile pot fi mult mai bine valorificate în București. Și, practic, toată lumea a fost de acord, cei de la Mehedinți au făcut o listă de candidați eminamente localnici, ca să spun așa, dar relația este una foarte bună. M-am rămas în relații foarte bune și cu cei apropo de la Ialanța. Apropo de relația cu media, dumneavoastră ați fost perceput de multe ori în PSD, poate fac o comparație care unii ar spune că nu e potrivită, dar eu v-am perceput ca un, să zicem, Ludovic Olban al PNL-ului, în sensul că ați avut și lor de poziții și atitudini care n-au fost înregimentate exact în linia partidului. Ați mai avut și propria gândire. Să înțeleg că aceste lucruri rămân în continuare specifice lui Șerban Nicolae? Și apropo de asta, continuarea întrebării, acest gen de atitudine v-a mai adus într-un fel sau altul, spuneau cei apropiați PSD-ului, și critici din partea liderului PSD. Ați mai avut diferende de opinie în sensul ăsta? Bun, e greu să mă schimb, am aproape 50 de ani, e puțin probabil să mai fiu foarte flexibil în relația mea cu restul societății, dar ceea ce trebuie înțeles este faptul că acest lucru este posibil în PSD, fără să existe neapărat repercusiuni, fără să existe sancțiuni, fără să existe gesturi de ostilitate. E adevărat că la un moment dat, eu știu, insuficientă explicare sau insuficientă comunicare a dus la unele reacții mai tranșante sau, mă rog, mai dure, care dădeau impresia că ar fi poziții reconciliabile între mine și Victor Ponta, la un moment dat între mine și Liviu Dragnea mai apoi, dar n-am simțit niciodată vreo amenințare sau vreo formă de presiune sau de sancționare a mea pentru opiniile exprimate. De altfel, în general, s-a putut face o analiză destul de limpede. Nimic din ceea ce am spus eu sau din ceea ce am făcut eu nu a putut fi cuantificat sau clasificat, categorizat în vreun fel ca fiind dăunătoare PSD-ului, interesului Partidului Social Democrat, relații cu alegătorii noștri, relații cu membrii în primul rând și cu activiștii noștri de partid. Și atunci există o diversitate de opinii, există o diversitate de metode, pentru că putem să avem aceeași opinie, dar să găsim căi diferite de acțiune, așa fel încât eu n-am avut de suferit în mod semnificativ. Poate că unii și-au pus problema de ce nu am nicio funcție. Eu fiind înaintea lui Victor Ponta, simplu membru de partid, că el insistă acum cu acest statut pe care îl are, și nici în Senat nu am vreo funcție, dar asta nu mă face să fiu marginalizat sau să nu am propria personalitate, importanța pe care o consider firească în raport de ceea ce știu și pot să fac și pe baza experienței acumulate. Relațiile mele cu Liviu Dragnea au fost foarte corecte în general. Între noi lucrurile au fost, cum să spun, într-un firesc. Chiar dacă era președintele partidului și este președintele partidului, chiar dacă sunt simplu membru, nu s-a pus problema că ar fi o adversitate, că ar fi o situație ireconciliabilă, am rupt toate punțile și nu putem comunica. Dar, repet, au fost situații când eu m-am pronunțat public, la nivelul conducerii partidului se luase o altă decizie, n-am apucat nici eu să aflu motivarea conducerii, n-au apucat nici ei să afle motivarea punctului meu de vedere și atunci părea că e oarecare divergență. De altfel, fac o mică precizare și închid. Comparația cu Ludovic Orban nu e, cred că e foarte departe de adevăr, pentru că nici Ludovic Orban nu a avut de suferit. Nu a fost un marginalizat, nu a fost un persecutat în Partidul Național Liberal. Ba din contră, chiar dacă n-a fost prima opțiune pentru candidatura la primăria capitalei din partea PNL, până la urmă s-a ajuns la el. Retragerea lui a fost din cu totul alte considerente, fără legătură cu, să spunem... Ultima întrebare legată de persoana dumneavoastră și după aia să ne mutăm și pe zona partidului în sine. Numiți-mi unu, două proiecte, inițiative legislative pe care dumneavoastră le-ați făcut în mandatul care se va încheia și pentru care credeți că bucureștenii ar trebui să vă voteze pe 11 decembrie. Într-adevăr, n-am fost foarte preocupat de proiecte legislative pentru bucureștenii. N-am senator de, și sunt senator de Mehedinți. Am fost preocupat în principal de problematica specifică acestui județ. Acolo este încă o problemă mare legată de
locurile de muncă, de nivelul de trai, și de aceea propunerile mele legislative în general erau orientate către o utilizare în zona Mehedințului. În sensul ăsta este și propunerea mea legislativă privind un regim juridic și fiscal stimulativ pentru activități economice desfășurate pe insule și grinduri, respectiv suprafețe de uscat, care pot fi exploatate economic. Există la Mehedinți, insula Șimian, insula Golu, sunt două zone care în prezent nu produc decât o vegetație haotică și eventual mici viețuitoare, dar în niciun caz nu sunt exploatate economic, ceea ce s-ar putea realiza. Și mai ales acolo fiind și amintirea pe care încă o mai au destui cetățeni, nu foarte îndepărtate, e adevărat că are deja aproape 50 de ani, a insulei Adacale, fosta perlă a zonei, înghițită de apele lacului de acumulare de la porțile de fier. Dar cred că o propunere legislativă care ar putea și în București să aducă niște beneficii este cea recent adoptată de Senat, în sensul în care, și merge la Camera Deputaților, dezvoltatorii imobiliari nu mai plătesc impozit pe construcțiile nou edificate în scop de comercializare decât după prima înstrăinare. Mai exact, un dezvoltator imobiliar care construiește un bloc cu 50 de apartamente, vinde 10-15 imediat sau poate le-a și contractat anterior construcției. De la finalizarea construcției și până la prima înstrăinare, constructorul plătește fără să existe vreo utilitate economică și fără să existe un raționament de business, impozit pentru acele unități locative. Deși pentru constructor e o marfă pe stoc, el a construit apartamentele în vederea comercializării, nu le-a construit pentru uz propriu, nu le-a construit în regim personal, ci pentru că asta este business-ul pe care îl face. Dezvoltatorul imobiliar care construiește, nu mă refer la cei care preiau diverse construcții și fac intermediari imobiliare, sunt producători de unități locative. Exact cum un producător de autoturisme nu plătește impozit pe autoturism de la data fabricației, ci îl plătește nou proprietar odată cu prima cumpărare, cu prima matriculare. Și constructorii au spus lucrul ăsta: dom'le, eu sunt un producător de apartamente, pentru mine apartamentul e marfă pe stoc. Oricum există niște costuri aferente. Plătesc întreținere. E adevărat, dar aici v-aș completa. Există o marfă pe stoc care poate genera și profit față de alt tip de marfă care zace într-un depozit. El o poate închiria pe perioada până la vânzare. Dar supuse impozitării sunt doar aceste două tipuri de marfă pe stoc, respectiv imobilele construite, mă refer la clădiri, că imobile este și terenul, și vehiculele supuse matriculării. Dacă pentru vehiculele supuse matriculării nu se plătește impozit de la data fabricărilor până la prima înstrăinare, și legea, vechiul cod fiscal chiar folosea această sintagmă, acestea fiind considerate marfă pe stoc. A dispărut această sintagmă, dar practic regimul juridic e același. Un producător de autoturisme nu plătește niciodată impozit pentru autoturismele pe care le vinde. El le produce, le distribuie la distribuitor, la dealer, cum ni se spune, și odată cu prima matriculare, nou proprietar începe să plătească impozitul anual. Același lucru trebuie să se întâmple din punctul meu de vedere și cu cei care construiesc locuințe. În felul ăsta, acele impozite, un an, doi, trei, nu se mai adaugă la prețul de vânzare. Constructorul nu va mai fi încorsetat de niște costuri care nu produc absolut nimic, nu aduc niciun fel de utilitate economică, va fi încurajat să continue dezvoltarea imobiliară, va fi încurajat să construiască în continuare, pentru că va ști că nu va apărea și acest cost parazit doar pentru că piața nu-i permite să le vândă foarte rapid pe toate. Și atunci, pentru familie tineri, spre exemplu, poate prețul nu va mai fi prohibitiv. Poate va exista acest stimulant încât producătorul să spună: dom'le, am construit un apartament, 2, 3, 10, 15, în scop de comercializare, subliniez. Nu e vorba de o chestiune privată. Adică dacă eu îmi fac o locuință, să spună: dom'le, știi, vreau să o vând. Dar stau unii a 30 de ani când am reușit. Și dacă proprietarul, ca să ne epuizăm subiectul ăsta, proprietarul în scop de comercializare nu găsește cumpărător un an, doi, cinci, dar în acei 5 ani el închiriază imobilul respectiv am spus dacă începe, deci dacă o ține pe stoc, dacă începe utilizarea, și lucrul ăsta e ușor de determinat, pentru că în momentul în care se face contract privind furnizarea de energie electrică, furnizarea de energie termică, furnizarea de apă și de canal, în momentul ăla suspendarea încetează. Din momentul ăla se datorează impozit. Că, spre exemplu, un constructor face un bloc și la trei apartamente de la partele își face birourile.
Da, acolo de pentru ăla datorează potrivit propunerii legislative pe care am făcut-o impozit de la data începerii utilizării. Am înțeles. Și atunci lucrurile sunt clare. Eu cred că în București e nevoie de așa ceva. Eu cred că București are încă resurse pentru construcții. Ar trebui, din punctul meu de vedere, bine, unii mă acuză că gândesc cam liberal la chestia asta, dar să știți că nu mă simt deloc foarte de dreapta într-o asemenea propunere. Să nu mai avem societăți comerciale care funcționează în apartamente de locuit. E o chestiune nefirească. Pe cât posibil, tot ce ține de societăți comerciale, că e vorba de SRL-uri, de SA-uri, de diverse alte forme de societăți comerciale, ele ar trebui să aibă sediile în clădiri de birouri, chit că e vorba ca la offshore-uri de căsuțe poștale, că n-ai nevoie decât de corespondență. Să zicem, mai o firmă unde se poate lucra de acasă, IT-știi poate să stea acasă dar și 12 de ore, dar adresa de corespondență, adresa fiscală, un loc unde vine cineva și verifică toată evidența contabilă, face controlul de fond la o societate, să fie undeva determinat. Nu într-un bloc de locuințe unde, să zicem, pe scară de bloc ai 10 apartamente de pensionari, să ai și acolo o firmă în care să nu se mai înțeleagă, vin clienți, nu vin clienți, apare anormalitatea asta. Spuneți-mi, după 11 decembrie, cum vedeți formula de guvernare matematică, așa cu pixul pe hârtie? Se spune că PSD-ul, sondajele spun că PSD-ul stă cel mai bine și că probabil va câștiga alegerile, dar nu va avea cu siguranță 50 plus 1%. Deci trebuie să existe o alianță, trebuie să existe o formulă. Cum o vedeți dumneavoastră în momentul de față? Eu mă contrazic puțin aici cu cei care fac o asemenea analiză, pentru că ei spun așa, dom'le, PSD-ul, chiar dacă stă bine, să zicem, scoate un rezultat de peste 40% din voturile valabile exprimate, nu va face majoritate. Aici sunt două condiționări. În primul rând, e vorba de partidele mici. Dacă partidele considerate mici la zona de prag, nu fac prag. ALDE, PMP, USR și așa mai departe, nu fac pragul, alianța asta mai naționalistă, PRU și așa mai departe. Alianța Noastră România. Așa. Nu fac pragul, atunci pachetul de redistribuit va fi unul foarte consistent. Deci vor fi undeva peste 20% redistribuit. Sau chiar 25% de redistribuit. În momentul ăla, din acest pachet mare, PSD-ul își va lua partea leului, pentru că ăsta este sistemul de redistribuire Hondo s-a modificat pe care îl folosim noi, în așa fel încât are mari șanse ca ceea ce ia din redistribuire să ducă la 50%. La peste 50%. Asta ar fi o variantă. Pe de altă parte, eu, ca să vă spun cinstit, oricât ar părea de fantezist, sper că electoratul ne va da încredere într-o proporție pe vot de peste 50%. Deci vor avea încredere și vor avea această convingere că trebuie să aibă încredere în România, trebuie să creadă în această țară și într-un viitor normal, într-un viitor de normalitate și de echilibru, în așa fel încât să dea PSD-ului șansa de a-și asuma guvernarea după 11 decembrie, așa cum a fost obișnuit poporul român. Dom'le, pe vremea guvernului Văcăroiu, la final era o situație mai bună decât aia pe care o găsise de la Roman și de la Stolojan. După guvernul Năstase, era o situație mai bună decât aia pe care o preluaseră de la Isărescu, Radu Vasile, Dumnezeu să-l ierte, și Ciorbea. La Ponta era o situație mai bună decât aia pe care o preluaseră de la Boc și de la Ungureanu. Și atunci oamenii judecă foarte simplu, domnule, poate n-au făcut minuni, poate n-au ajuns acolo unde ne doream cu toții, dar măcar puneau lucrurile pe un trend corect, pe o direcție bună. Începeau să se simtă și în buzunar așa niște creșteri economice, mai rămâneau un leu, doi, trei, cât rămâneau în buzunarul fiecărui cetățean. Se preocupa guvernul de majorarea pensiilor, de majorarea salariilor. Pentru că astea sunt chestiunile foarte importante. Omul trebuie să simtă că îi cresc veniturile, că are o bunăstare, că are o perspectivă cât de cât. Nu începe să-și facă gânduri foarte negre pentru ziua de mâine. Și, repet, chiar dacă n-am ajuns acolo unde ne doream, lucrurile începeau să se miște. De aceea nu exclud varianta ca electoratul să dea încredere PSD-ului într-o proporție mai mare de 50%, chiar prin votul direct până la redistribuire. Dar există și o altă ipoteză. Spune așa, dom'le, PSD-ul cu tot cu redistribuire nu ajunge la 50%. De ce am crede că ceilalți se înțeleg atât de bine încât să ia majoritatea? De ce am crede că, spre exemplu, PSD-ul, care s-ar comporta ca un planetoid, ca un uriaș cu forță gravitațională și cu atracție centripetă, să mai găsească la partidele mici parlamentare suficient sprijin cât să facă majoritatea
Și zice, domnule, nu poate să găsească. E exclus. Toți cei care intră în Parlament vor exclude colaborarea cu PSD-ul, dar ei, mititei 20, 15, 10, 5 se vor uni, se vor înțelege ca frații și vor face o majoritate consistentă. E corectă consistent. Teoria. De altfel, vreau să vă spun că teoretic îi leagă o doctrină de dreapta. Așa susțin cel puțin. Nici măcar n-au o doctrină de dreapta, nu sunt nici consecvenți, nici coerenți, n-au nici viziune și lucrurile astea populația le percepe foarte simplu. Dar vreau să mai spun ceva. Și practica ne arată că n-au guvernat bine alianțele formate din egali, din relativ egali, să spunem. De ce? Pentru că există fiecare se tentația, important. Tentația de a gândi în termen de firmă. Tu ai pus 15%, ai luat 25%, posturi sau mai știu eu, ministere, buget și așa mai departe. În general, guvernările au funcționat stabil în România atunci când a existat un partid consistent, în jurul căruia s-au adăugat câțiva aliați. Guvernul Tăriceanu, care a pornit ca o alianță de egali, după 2 ani a trebuit să îndepărteze balastul. A scos PD-ul de la guvernare, e adevărat, cu sprijinul consistent al nostru, eram cel mai mare partid din Parlament. Noi, teoretic, eram mai mare și decât alianța, da. A fost nevoie de cooptarea Partidului Conservator la vremea respectivă, aliatul nostru la alegerile din 2004, ca să facă majoritatea. Dar chiar și așa, ca un guvern minoritar, a funcționat cu sprijinul celui mai mare partid din Parlament. Acei 2 ani, 2007, aprilie parcă a fost, până la sfârșit, până la alegerile din 2008. Și atunci, practic, noi constatăm că atunci când sunt alianțe între egali, ele nu durează. Nu pot să meargă pe o viziune comună, pentru că nu există această viziune comună. Mă uitam și la povestea asta cu Cioloș, în care PNL-ul și USR-ul și revendică pe independentul și tehnocratul Cioloș. Nu există niciun fel de viziune, nu există niciun fel de idee coerentă. Cioloș însuși nu are o viziune comună cu actualul guvern. A schimbat 10 miniștri în 10 luni sau 11 miniștri în 10 luni fără niciun fel de justificare politică sau justificare, nu politică în sensul de partide, ci în sensul de politică guvernamentală. Să spun, domnule, am pornit cu un proiect, avem o viziune, avem niște etape, niște indicatori de performanță și ministrul sănătății, acum, să zicem, n-a performat. Și vă completez, nu există o viziune, dar pe de altă parte, nici la PSD, cel puțin vizual în momentul ăsta, nu se lansează către electorat și către opinia publică o viziune concretă și finalizată. Și aici cred că mă înțelegeți de la ce vorbesc. Mă refer, de exemplu, la un nume de premier și la un să zicem, guvern creionat, care să ofere o alternativă. Adică, la nivel de mesaj, PSD-ul vine, Cioloș e rău, Iohannis e ticălos, justiția are și ea probleme, că de, atacăm și DNA-ul că greșește, dar noi venim cu ce? Că o să vă reducem niște taxe și cu ideea că o să prezentăm un premier când o să fie cazul. Nu e de dovadă un pic de neseriozitate povestea asta? Și am să vă spun de ce nu fac griji și de ce cred că oamenii ne înțeleg corect. Pentru că noi am pus pe masă un program de guvernare. Corect. Am explicat ce este cu viziunea noastră economică în materie de finanțe, de taxe și impozite, de politică de taxe și impozite, cu creșterea veniturilor populației, cu neimpozitarea pensiilor sub 2000 de lei, cu neimpozitarea veniturilor în general sub 2200 de lei, cu acoperirea surselor de deficit într-o primă fază, dar cu menținerea creșterii economice în perioada de următorii 4 ani. Am venit cu o viziune pentru crearea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, care este o idee europeană, dar pe care trebuie să o naționalizăm, așa, să o patriotizăm, ca să zic așa, să o facem românească și să funcționeze pe pachetul de acțiuni la care statul român încă este acționar și sunt sectoare strategice. Am venit cu proiectul nostru pe agricultură. Vom prezenta proiectul nostru și pentru justiție și pentru celelalte sectoare economico-sociale, ceea ce arată. Dacă cineva vrea să înțeleagă, poate noi n-am știut să comunicăm foarte bine lucrul ăsta și poate o să ne preocupăm mai mult de această chestiune. Că la PSD lucrează o echipă. Corect. Poate nu sunt, eu știu, Messi și Ronaldo și Hagi în această echipă, dar funcționează și produsul finit e unul bun. Da, totuși programul ăsta de guvernare trebuie să și-l asume cineva așa. Și când unii creează un program iar peste el vine un premier și zice da, mi-l însușesc, peste el nu va veni nimeni și am să vă spun de ce. Pentru că la alegerile parlamentare concurentul e PSD-ul și atunci în echipa mare a PSD-ului de jumătate de milion de membri
odată pachetul asumat, odată programul ăsta asumat, înțeles în primul rând de membri, de cei care au lucrat și care pot explica și care pot să spună, uite domnule, am gândit în termeni ăștia, uite de aici au venit calculele, uite asta a fost viziunea, uite astea sunt principiile pe care ne-am construit programul de guvernare. Se întâmplă, oamenii ați văzut, mai remaniez odată, poate nu e un om foarte bun de echipă. Uitați, eu am participat, ca să iau cazul meu particular, la partea de program de guvernare pe justiție. Nu o să fac acum public ce viziune avem, pentru că lucrurile astea au fost, urmează să fie prezentate de către președintele PSD și trebuie să fie o formă echilibrată și coerentă. Dar asta nu înseamnă că neapărat eu voi fi ministrul justiției. Pentru că nu e o chestiune care să fie personalizată. Dom'le, doar Șerban Nicolae poate să pună în aplicare aceste principii, aceste măsuri și să le urmărească îndeplinirea lor. În contextul ăsta, programul de guvernare arată că a existat în spate o echipă și că la PSD, chiar dacă nu avem niște nume făcute publice, tocmai pentru că există diversi factori la alcătuirea unei echipe guvernamentale, cineva a lucrat în mod coerent și a putut să pună pe masă un program, a putut să pună pe masă o serie de principii, de idei, de plan de măsuri, cu etape, cu date concrete, verificabile, cu pixul pe hârtie, ca să spun așa, la calcule. Și asta zic eu că pentru electorat va fi suficient. Dom'le, chiar dacă nu va fi Bucura, va fi Nicolae sau va fi Ionescu, va fi Popescu, programul merge înainte. Chiar dacă, nu știu, din diverse motive, gândiți-vă că e vorba de o echipă. Ai în campionatul României mai mulți jucători buni pe postul de fundaș stânga. Îl iei pe ăla care se înțelege cel mai bine și cu apărătorii centrali și cu mijlocașii, unul care merge în angrenaj. Este echipa pregătită să rămână, Doamne ferește, ar spune membrii PSD, fără lider la un anumit moment, dacă o justiție nefavorabilă a instanței el va decapita, să spunem cu ghilimele de rigoare, pe Liviu Dragnea? Nu se pune problema așa și nu este plan de alegeri serios. Pentru că și de ce vă întreb și vă întreb, după aia vă las să vă răspundeți. Pentru că discutam înainte de această sentință, e drept cu suspendare, dar condamnare definitivă pentru Liviu Dragnea, cu foarte mulți membri PSD pe care am avut și aici. Și toți spuneau, nu luăm în calcul ca justiția să poată face așa ceva. Uite că s-a întâmplat și Liviu Dragnea condamnat penal definitiv. Nu, de asta e absolut corect. E un scenariu de lucru. Nu. Că place, că nu place. Raționamentul pe care l-ați prezentat este absolut corect și eu n-aș fi spus niciodată nu luăm în calcul așa ceva. Nu. Chestiunea pe care vreau să o subliniez este legată de faptul că în momentul de față noi avem o competiție electorală pentru alegeri parlamentare la care v-am spus concurentul este Partidul Social Democrat. Liviu Dragnea, chiar dacă e președintele Partidului Social Democrat, candidează la un loc de deputat în Telorman. Oricât de mare ar fi influența lui sau oricât de mare ar fi credibilitatea lui sau oricât de, eu știu, de invers, de efect negativ ar putea să creeze un lider de partid, voturile pe care le culege vor fi pentru lista de deputați din Telorman. Nu se pot transmite, adică nu pot să spun, dom'le, la Maramureș votează lumea PSD-ul pentru că e sau nu e Dragnea, e sau nu e Nicolae și așa mai departe. Acolo tot lista de partid se vede. Și oamenii vor avea încredere că partidul este cel care își asumă guvernarea. Acum, în ceea ce privește pe Liviu Dragnea și problemele lui cu justiția, chestiunea pentru care a fost condamnat și pe care unii tot au senzația că o pot folosi ca armă, domnul un condamnat penal definitiv, condamnat pentru corupție. Este una, e realitatea acum. Nu este realitatea. Din nefericire face parte din același lanț de anomalii care ne-au marcat în ultimii 12 ani. Eu am mai povestit, în anul 2000 am participat la un program care presupunea un fel de școlarizare așa în America pentru campanii electorale. Și am participat la acțiuni de campanie electorale, erau alegerile prezidențiale în acel an, dar eram încă în faza de preliminare, de alegeri pe partide. Și la Harvard, bineînțeles în afara spațiului universității, dar lângă unul din gardurile înconjurătoare, cu actualul secretar de stat John Kerry, era senator de Massachusetts atunci, și era un fel de lider al Partidului Democrat pentru tot statul Massachusetts, am participat la acțiuni de campanie electorală exact cu acest scop. Se cheamă GOTV în variantă prescurtată, Get Out to Vote. Să scoți oamenii la vot, să-i conștientizezi, să spui, nicăieri în lumea civilizată nu este pedepsită ducerea oamenilor la vot. Eu dacă vă iau pe dumneavoastră cu mașina mea,
în America, în Germania, oriunde, și vă duc la secția de votare și spun: domnul Bucura, mergi, domnule, la vot, te rog eu frumos, mergi și votează. Nu se pedepsește penal. De ce? Pentru că important este să nu vă deturnezi votul, opțiunea, exact. În cabina de vot, dumneavoastră este singur cu ștampila și cu buletinul de vot, acolo hotărâți pe cine votați. Pot să vă duc eu, pot să vă promit, pot să fac orice. Nu este niciun fel de garanție că ați votat cu mine. Ideea asta care se pune la noi, că dacă scoți oameni la vot, dacă stimulezi participarea la vot, automat e ceva de corupție, automat, plus că acolo era vorba de un referendum. Acolo nu candida PSD-ul. Dragnea era secretarul general al partidului, venea din partea unei alianțe care avea și un secretar general la PNL, e adevărat, e actualul director SRI, și în același timp era președintele Consiliului Județean Tellerman. N-a avut nimic de câștigat el personal din demiterea lui Traian Băsescu. Deci înțeleg că o modificare legislativă pe zona justiției și la capitolul ăsta ar trebui... Nu neapărat. Aici, nu, aici e o anomalie. Din punctul meu de vedere nu are nimic de a face cu legea. O anomalie cuprinsă paginile codului penal. Și cu atât mai puțin cu corupția. Nu există... E o interpretare mult prea contorsionată să spui că este o corupție și că ar fi un beneficiu al lui Dragnea și al altor câțiva din stimularea participării la vot, chiar prin mijloace considerate de către unii nelegale. Repet, în toată lumea civilizată, stimularea participării la vot. Eu am mers pe străzile din Boston cu flutura și mergeam acasă la oameni. Sunam la ușă, ieșea domnul Dan Bucura. Și spuneam: sunteți cetățean american, sunteți înregistrat ca votant, vă rog să mergeți mâine la vot, e foarte important, aveți această obligație. Îi dădeam fluturașul și plecam mai departe. Și mă rog, mai sunt câteva reguli. N-ai voie să-i pui în cutia poștală, spre exemplu. Ai voie să-i lași în fața casei, ai voie să-i lași pe pervaz, dar n-ai voie să atingi cutia poștală. Dar făceam lucrul ăsta, stimulam participarea la vot. Le trăgeam atenția, mergeți la vot. E foarte... Eu, cetățean român, un puști din România, învățam pe americani că e foarte important pentru democrație să meargă să voteze. De ce? Pentru că nu știu cum votează. Nu le influențează. Să vedem opțiunea. Dacă vă ascultă peste influențarea, câteva zile. Chiar și așa, influențarea opțiunii. Asta este rostul campaniei. Încerc să vă conving să votați PSD-ul. Încerc să vă conving să credeți în România. Asta este lupta politică, exact cum, nu știu, doi boxori se bat și fiecare încearcă să impresioneze juriu, să-l puncteze și să-l declare câștigător la final, respectând regulile sportului. Dar asta nu înseamnă că eu îi zic, dau un pumn nu știu cum și v-am făcut să credeți că eu sunt mai bun. Că dacă ăla îmi dă un pumn și m-a lăsat lat, tot ăla câștigă. Deci, din punctul meu de vedere, dosarul ăla este una din marile anomalii ale sistemului judiciar din România. De aceea, practic, fiecare din liderii noștri, din cei care au dosare penale, va continua să și le gestioneze fiecare așa cum crede de cuvință. N-ai cum să faci o politică de partid în funcție de situația particulară a unuia sau altuia. Nici dosarul lui Năstase nu ne-a ținut în loc și am participat în continuare la alegeri. Ne-am spus punctul de vedere, ne-am asumat guvernarea, chiar dacă, din punctul meu de vedere, și condamnările lui Năstase sunt o rușine, o mizerie juridică. Dar asta e o părere personală. Rămân la părerea mea, am suficiente argumente și nu are legătură cu faptul că am fost eu ministru în guvernul Năstase sau că îl cunosc mai bine decât îl cunosc mulți alții. Oricine poate să observe, spre exemplu, la Năstase, cel puțin dubla măsură, dacă nu anomaliile pe fond. Și anume faptul că Năstase a fost considerat culpabil, sancționat cu închisoarea, pe motiv că ar fi fost beneficiarul unor fonduri strânse pentru campania sa electorală, în mod ilicit, în timp ce același lucru nu se întâmplă nici la Traian Băsescu, nu s-a întâmplat nici la Mircea Joană. E totuși în lucru speța, să nu zicem că nu se întâmplă. Nu s-a întâmplat până acum la Traian Băsescu. Avem deja dosare trimise în judecată în care s-a vorbit de obținerea de fonduri ilicite. Nu s-a întâmplat nici măcar la Klaus Iohannis. Știți foarte bine că Frunză Verde a fost condamnat pentru acțiuni ilicite în favoarea candidaturii, în favoarea candidatului Klaus Werner Iohannis la alegerile prezidențiale. A primit pedeapsă cu suspendare Sorin Frunză Verde, a mai primit vreo câțiva de pe acolo, de la Cara Severin. Beneficiarul nu a mai fost atins. Nicolae, e bine că totuși PSD-ul e pregătit să meargă mai departe, cum a mers și după Năstase, cum au mers și după alții. Poate nu să fie cazul, dar eu de-aia insistăm pe program și nu pe persoane. V-am spus, echipa guvernamentală este una care ar trebui să funcționeze armonic. Nu e o colecție de vedete sau nu e o colecție de cel mai bun pe fiecare post. Există un mare risc. Și ați văzut la tehnocrați, care nu se comparau cu nimeni, pentru că îl puneai pe cum îl cheamă, Patriciu Achimaș de la Cluj,
un medic respectabil, un manager respectabil, nu-l făceai ministru pentru că îl comparai ca fiind mai bun decât X sau Y. Și cu toate astea l-au schimbat. Eu, domnule Nicolae, pe a doua parte a interviului nostru, partea Fulger, o să vă necăjesc rămânând tot la nume, nu la așa, echipe. Bun. Așa că, așa cum am explicat, 5 întrebări, 5 minute, răspunsuri Fulger. Da. Prima dintre ele se leagă exact de niște nume care sunt alături de dumneavoastră pe o listă la București și întrebarea mea este simplă: ce caracteristici comune și ce vă leagă să faceți parte din aceeași echipă cu doi colegi de partid care sunt și domnilor candidați? Mă refer la doamna Beatrice Tudor, zisă Betty, și la doamna Sheila Abdulhamid, cred că n-am greșit, ambele sunt colegi în echipa București, sunt oferta electorală a PSD-ului. Le cunosc pe amândouă. Beatrice Tudor, eu știu și cu numele vechi, Beatrice Nechita, este un jurnalist cu experiență care a lucrat în presă foarte mulți ani. După aia a lucrat în echipa de comunicare de la Partidul Social Democrat. E un om care a fost foarte aproape de foarte multe din deciziile politice. Un om care a acumulat experiență, care nu s-a repezit din presă direct într-o funcție publică, care a parcurs, cred că are deja vreo 12 ani de când lucrează alături de noi și care, din punctul meu de vedere, a căpătat o experiență foarte utilă. Și-a așteptat rândul și cred că e un moment corect și chiar util pentru Partidul Social Democrat. Intrarea în Parlament. La Sheila e vorba de o tânără. Nu facem o listă de adolescenți în Parlament. Este o tânără care e șefă de promoție. O șefă de promoție care, dincolo de partea de cancan, că e frumoasă și, mă rog, așa pozează spectaculos, e o fată foarte serioasă care și-a câștigat statutul de șef de promoție pe merite date de profesori, respectate și recunoscute de colegi și de profesori. Și eu cred că un asemenea om într-o echipă în care mai intră, să zicem, 6 senatori și undeva spre 15 deputați, este un echilibru și este un suflu nou. E un echilibru și din perspectiva generațiilor și a pregătirilor profesionale, dar și a unui mecanism viu care aduce schimbare. Trebuie să încep de undeva. Nu cred că e așa rău. Puteți să enumerați o singură inițiativă legislativă a colegii dumneavoastră, deputat PSD de Telorman, doamna Cătălina Ștefănescu, cel mai tânăr deputat în mandatul care se încheie pe 11 decembrie? Nu, n-aș putea să dau o propunere pentru că mi-e și foarte greu să urmăresc, dacă mă întrebați, nu de Cătălina Ștefănescu, dacă mă întrebați de deputați care sunt la al patrulea mandat. Sincer și nouă ne-a fost că n-am văzut, dar mă gândeam că fiind coleg de partid noastră știți mai bine. Nu, acum nu sunt eu, să spun așa, contabilul inițiativelor legislative ale colegilor și v-am spus, dacă mă întrebați de inițiativele legislative ale unor colegi care sunt la al treilea, al patrulea mandat, care sunt mult mai cunoscuți în politica românească în ultimii 15-20 de ani, n-aș putea să vă dau nume foarte concrete. De aceea, eu cred că acest echilibru elimină și pe cei care beneficiază o dată de încredere, beneficiază de această șansă, dar nu se dovedesc capabil să o fructifice. Eu, spre exemplu, am avut prima funcție publică după 11 ani de politică. Timp în care am muncit, mi-am văzut de treabă, am profesat avocatura, la un moment dat mi-a venit și mie rândul. Dacă am confirmat sau nu, asta rămâne de văzut. Cât de normal vedeți gestul lui Victor Ponta de a candida la 11 decembrie pe un post eligibil la Gorj, dar în același timp să fie și vector de imagine pentru un partid concurent? Nu pot să fiu de acord cu asemenea formulă. Mi-e greu să înțeleg de ce acceptă Victor, chiar din prietenie, chiar din calcule politice, nici el n-a explicat foarte exact în așa fel încât să fie convingător, sau cum a reușit să fie convingător în alte chestiuni, de ce acceptă să-i fie folosită imaginea. Cu siguranță oameni care au o părere bună despre Victor Ponta, dacă se duc după această fentă și votează partidul respectiv, nu vor mai vota în mod valabil Partidul Social Democrat. Deci Partidul Social Democrat ar avea de pierdut. Eu am perceput, spre exemplu, la nivelul membrilor obișnuiți ai partidului și la activiștii noștri, oamenii care sunt implicați direct în campania electorală și în efortul acesta de alegeri, oarecare nervozitate și oarecare iritare. De aceea eu cred că nu face bine cum face. Ar fi fost mult mai corect ca el să solicite, să impună
să nu-i fie utilizată imaginea, să nu se asocieze un candidat cu notorietatea lui Victor Ponta, cred că e cea mai mare la ora actuală pentru un PSD-ist, încă activ în politică, cu un alt partid. N-are cum să ajute PSD-ul și asta este practic principalul criteriu de la care pleci. Dom'le, folosește PSD-ului? Nu, atunci nu e bine. N-ai ce să jonglezi așa, să nuanțezi, să spui că ar putea să fie un pic mai sofisticat printr-un calcul, nu știu cum, util, indirect sau de altă natură. Nu, cred că nu e un lucru bun. Ce le răspundeți astăzi celor care de-a lungul timpului v-au pus eticheta ca fiind omul lui Iliescu în PSD? Sau celor care, au spus dumneavoastră că sunteți colaborator și apropiat al fostului senator Cătălin Voicu? În general, am avut o șansă de a mă prezenta personal. Aparițiile mele repetate la televiziune, discursurile din Parlament au făcut să se estompeze ideea că aș fi dirijat de cineva, oricât de tare ar încerca unii să mă lipească, de Ion Iliescu, de Voicu sau de altcineva, în logica asta care mie mi se pare absolut păguboasă, că lumea trebuie împărțită în șef și ăilalți. Trebuie să fii omul cuiva, altfel nu există în politică sau în spațiu public. Atunci lumea a apucat să vadă că gândesc cu propriile idei, am propriile argumente, că pot să fac față la o dispută verbală fără să fiu nevoit să cer repede sprijin, dați-mi repede o idee, dați-mi un răspuns. Domnul Iliescu, aici ce ar trebui să răspund? Sau domnul nu știu care. Și cred că în timp mi-am câștigat, ca să spun așa, acest credit de om politic cu idei proprii, cu argumente proprii, cu viziune individuală proprie. Și atunci nu mai sunt foarte marcat. Relația cu Ion Iliescu există oricum. Nici n-am cum să o neg, ba din contră, eu mă mândresc cu ea. Sunt foarte mândru că am avut foarte mult de învățat de la Ion Iliescu, deși nu Ion Iliescu era modelul meu în politică. Mai degrabă mi-a plăcut modelul de politician de tip Adrian Năstase, de om cu foarte solidă pregătire într-un anumit domeniu, dar în același timp cu capacitate de analiză, de sinteză pe tot ceea ce înseamnă societate. Și Ion Iliescu este de aceeași factură. Are o pregătire temeinică într-o profesie, e un om cu viziune despre societate foarte solidă. Dar Ion Iliescu vine dintr-o altă generație. Mie mi-a fost mai apropiat Adrian Năstase ca profil. La 40 de ani era ministru de externe. Se exprima fluent, în limbi străine, pe idei consistente de politică externă, de relații internaționale, de drept internațional. Am fost cu el la Davos, am văzut cum e privit, cum e primit, cum reacționează marii lideri mondiali când văd un politician de talia lui Adrian Năstase. Și atunci, chiar dacă sunt foarte mândru de faptul că am avut enorm de învățat de la Adrian Năstase, de la Ion Iliescu, mai degrabă eram atras de modelul de politician al lui Adrian Năstase. Dar al minter, cred că am învățat de la toți, să știți că nu m-am ferit să fur meserie, ca să zic așa, de la politicieni care sunt și la alte partide, poate puțin de la Vadim Tudor, Dumnezeu să-l ierte, poate puțin de la Radu Câmpeanu sau de la Ion Rațiu. N-am avut rețineri. Important este să-mi fac datoria față de patria mea și de aceea eu spun că îndrăznesc să cred în România. Pentru că mie mi se pare că lucrul ăsta mă caracterizează. Nu mă consider un naționalist, mă consider un patriot, mă consider un om care își iubește țara, care iubește pe cei care trăiesc aici, indiferent de etnie, indiferent de sex, de origine socială sau de avere. Sunt legat și dacă n-aș vrea să simt lucrurile astea, le simt în mod natural. Nu fac un efort și nu e o analiză. Pur și simplu, asta sunt, așa simt. Și ultima întrebare, Alina Gorghiu, președintele unui partid, al doilea partid cu șanse electorale, a fost tranșantă și a spus că în cazul în care nu va reuși să bage formațiunea pe care o reprezintă la guvernare, va demisiona, va lăsa pe altcineva la conducere. Credeți că și Liviu Dragnea ar trebui să facă același lucru în eventualitatea unui eșec în ceea ce privește introducerea PSD-ului la guvernare după 11 decembrie? Iar fi un gest de onoare pe care ar trebui să-l facă, ținând cont că în esență ar fi al doilea eșec după candidatura lui Victor Ponta la președinție pe care l-ar gira? Din punctul meu de vedere, nu e o formulă corectă. Este și o doză de aroganță, și o doză de egoism să spui că îți fixezi un obiectiv și dacă nu îl îndeplinește întreaga echipă, ești cel care se retrage. E ca și cum ar fi spus, nu știu, Hagi, domnule, dacă nu ne calificăm la turneul final de nu știu unde, eu nu mai sunt capitanul echipei. La ce folosește o analiză de genul ăsta
Din punctul meu de vedere, așa cum văd eu lucrurile, poate mă înșel, nu înseamnă că formula mea este singura corectă sau că celelalte sunt toate greșite. Șeful unui partid nu este rezultatul de palmaresului, nu este rezultatul cel mai bine plasat în simpatiile populare. Este cel care reușește să impună o anumită conduită partidului, care reușește să facă din Partidul Social Democrat, în cazul nostru sau din alte partide, o formațiune politică utilă societății. Pentru că un partid nu se justifică prin sine însuși. Noi existăm pentru că așa vrem noi și e bine să fim. Nu, un partid funcționează, există, evoluează și participă la competiții în măsura în care este util societății. Nu în măsura în care e util membrilor sau în măsura în care e util, nu știu, unui grup restrâns. Niciodată un partid serios într-o democrație funcțională nu a putut să fie util doar grupului din care se compune. Și atunci șefia partidului, din punctul meu de vedere, trebuie să fie o chestiune mult mai profundă. Nu e o chestiune, repet, de palmares, de meci. Dom'le, dacă la meci eu l-am obținut rezultatul satisfăcător, rămân. Dacă nu, mai ales că mergând cu raționamentul ăsta al egoismului mai departe, poți să spui, dom'le, dar poate membrii de partid nu-ți mulțumiți cu rezultatul, chiar dacă ai băgat partidul la guvernare, dar poate l-ai băgat într-o formulă care nu avantajează partidul. Și atunci poate ei vor să se schimbe sau poate au alte motive pentru care vor să se schimbe. Tu spui, nu, eu am fost președintele partidului la un meci la care am câștigat partida, deci rămân în continuare și dacă vreți și dacă nu vreți. Nu, nu e o chestiune de decizie personală. Domnul Nicolae, vă opresc ceasul. Suntem un pic depășiți, dar ținând cont că este prima dată când facem acest interviu, rămâneți cu bila albă. Vă așteptăm cu drag. Mulțumesc, știți că s-a apucat, avocații vorbesc mult. Și așa, data viitoare ne vom încadra mai bine. Vă mulțumesc încă o dată și vă așteptăm cu drag. Mulțumesc. Poate și după 11 decembrie, poate și înainte, dacă găsim subiecte comune. Mulțumesc mult.